Salutare tuturor! Astăzi avem un nou tutorial de make-up, acest look foarte, foarte colorat pe care voi l-ați cerut pe YouTube. Ca să nu vă mai țin mult, eu zic să ne apucăm de tutorial. Nu am nimic pe față, vom începe cu machiajul ochilor și primul produs pe care îl iau este Soft Ochre Paint Pot de la MAC. Este pur și simplu un fard cremă în nuanța tenului. Și îl voi lua cu o pensulă și îl voi aplica peste tot. Ceea ce va face acest produs va fi să îndepărteze orice urmă de, zicem, gen roșață pe care aș avea-o pe, sau orice pigmentar pe care aș avea-o pe pleapă și aplic produsul până la sprânceană. Iar sincer, cu aceeași pensulă de blending voi lua puțină pudră translucidă și voi pune peste tot pe pleapă. Și evident că mi-o încercă noua pudră de la Laura Mercier, pe care v-am arătat-o în ultimul meu clip de shopping. Voi folosi prima dată paleta Just Peachy Matte de la Too Faced și voi lua nuanța aceasta, Fresh Picked, și o voi aplica în pliu. Bun, cu o pensulă de blending și mai mică, voi lua acest Peach Punch de aici și îl voi aplica exact în pliu. Mai departe voi lua acest Maro Peach Tart de aici. Voi intra cu el în colțul exterior. Voi lua o pensulă de blending mai micuță și acest maro și mai închis. Voi intra în super detaliu. Și practic voi crea acest V aici. Cheia este să o luați treptat și să estompați foarte bine, mult, 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 cât mai mult. Am să iau pensula aceea mai mare de blending și am să estompez gen bine totul, așa cu totul, lejer, fără să apăs. Ideea este ca să estompați bine, niciodată nu apăsați. Și cu o pensulă ca aceasta plată, luăm rozul acesta și îl aplicăm pe pleapă. Iar cu pensula de blending și cu culoarea pe care am folosit-o în pliu, venim aici și estompăm culorile. Am să mai adaug puțină culoare în pliu, pentru că vreau să fie ceva mai intens. O să trecem la paleta Chocolate Gold de la Too Faced și vom lua o pensulă plată. Iar acest auriu gen rose gold de aici, îl vom aplica ușor prin tapotare pe centru. Dar chiar nu-mi place cum lucrează pensula asta, nu știu ce are. Să-ți scriu alta. Am luat alta. Așa. Încercați să nu frecați, încercați doar să tapotați ușor să se prindă culoarea de pleapă. Nu știu cât de mult se vede pe cameră, dar deja începe să devină foarte sclipicios. Ce vom face acum va fi să luăm acest eyeliner mov închis și să facem un fel de codiță, dar mă voi duce foarte aproape de linia genelor. Și n-am vrut să folosesc negru. Asta era ideea, să nu folosim negru. Și ochiul numărul 2. Acum urmează cu un șervețel umed sau un șervețel de machiant să ștergem absolut tot ce nu am dat bine pe aici.
Și tot ce a căzut pe lângă pleapă. Și dacă cumva ați greșit ceva la codiță, să știți că ăsta este momentul în care puteți corecta. Ca fond de ten voi folosi Lancome Tint Idol Ultra Wear, numai că pentru mine acesta este un pic cam închis. Așa că îl voi deschide cu aceste picături de la The Body Shop, pe care le știți deja. Că deja le-am folosit, cred că, de 1000 de ori. Bun. Și... îi dăm fond de ten bine peste tot. Și urmează să folosim burețelul. Cu pensul întind fondul de ten foarte bine pe gât în jos. Adică practic cu ce a rămas pe pensulă. La urechi. Peste tot. Urmează să folosesc corector și astăzi voi folosi aceste două corectoare de la Fit Me, de la Maybelline. Nu știu sincer cum să facă, unul este super deschis la modul de iluminează foarte tare și unul este în nuanța mea. Cred că le voi combina. Pe cele două. Adică, după cum puteți vedea, acesta, nuanța 05, este gen... extra deschis. Dar îl putem folosi ca pe un highlight mic. Acum, sincer, eu aș mai folosi foarte puțin din acesta care este în nuanța mea. Cel în nuanța 5 este puțin cam deschis. Bun, așa arată bine. Iar acum vom lua pudra și evident că vom fixa totul foarte, foarte bine. Îmi place pudra asta. Chiar îmi place cum se comportă până acum. Nu uitați să fixați și gâtul, mai ales dacă ați aplicat pe fond de ten și pe acolo. Ce urmează să fac acum este să îmi fac sprâncenele. Și pentru ele voi folosi Căbreau de la Benefit în nuanța 3. Este produsul pe care cred că l-am folosit toată luna. Și este produsul care este foarte posibil să intre în favoritele lunii. Și începem și desenăm sprâncena. De fapt, nu o să folosesc pensulica asta, că nu știu ce, astăzi mă enervează. Și o să iau pensula aceasta de la Sephora, este... chiar Brow Pencil. Credeam că e de eyeliner. E un pic mai moale, are perii un pic mai moi. Și nu știu ce îmi place mai mult în ultima perioadă. Bun, acum că mi-am făcut sprâncenele, urmează să aplic și un highlight sub sprânceană. Și ce urmează noi să facem acum este să luăm nuanța aceasta Peach Sangria și să o aplicăm sub ochi. Bun, vom lua pensula de blending aceea micuță-micuță și vom estompa totul foarte bine. Acum vom lua acest ciclam de aici, din paleta de la Too Faced și cu o pensulă de detaliu și îl vom aplica peste fardul aplicat înainte.
Iar acum tot cu pensulele de detaliu, vom lua maro acela închis pe care noi l-am aplicat aici în colțul exterior. Îl vom aplica în colțul exterior aici. Cât să închidem puțin zona. Și să încercăm să legăm cumva de codiță. Urmează să aplic mascara. Voi folosi Too Faced Better Than Sex, preferatul meu pe care deja îl folosesc în continuu. Că cred că l-am folosit zilnic luna asta. Bun, iar ultimul pas pentru ochi este să folosim un eyeliner gel colorat. Iar asta din simplu motiv că mie îmi place să fiu efectiv extra. Și îl voi folosi pe acesta, este de la NYX, este NYX Cosmic în nuanța 03 și cu pensulă de detaliu îl voi aplica fix în colțul intern. Și să știți că am mințit când am zis că e ultimul pas, mai avem un pas. Și anume, vom lua acest auriu de aici, dacă s-ar lua pe pensulă, așa, și îl vom aplica exact ca și highlight. Foarte drăguț, ne place! Urmează să-mi conturez fața, voi folosi paleta de la Kat Von D, nuanța din mijloc. Și voi contura tenul. Totdeauna îmi conturez și aici. Ce să mă duc așa pe toată zona asta a rădăcinii părului. Și apoi iau pensula de pudră și estompesc cumva conturul. Pentru blush am să folosesc acest blush de la Pupa, care este un roz foarte drăguț și îmi place că are aceste ilizații aurii și cumva se potrivește cu tot machiajul. Și are și un efect din ăsta așa mai de highlight. Și acum, cu o pensulă de blending normală, voi lua ultima mea obsesie în materie de highlight. Acesta de la Sephora este un auriu foarte drăguț. Și îl voi aplica pe zona pomeților. Vedeți? Uite cât de frumos e. Ooh, you beautiful thingy! Am să aplic un pic aici pe nas și aici. Deasupra buzei, din super puțin aici, de la modul de super puțin. Și deasupra sprâncenei, aici. Iar ultimul pas este să aplicăm acest lip cream de la NYX. Este un lip cream metalic care o să arate superb. Absolut superb. Sper să vă placă și vouă la fel de mult cât îmi place mie produsul. Este wow. Vedeți cât de superb e? Guys, acesta este rezultatul final, sper că vă place, mie îmi place foarte, foarte mult, sunt foarte îndrăgostită de buze, dar în același timp îmi place foarte mult că și ochii sunt totuși colorați, au așa un mic accent care se potrivește cu buzele, dar îmi scoate și ochii foarte mult în evidență pentru că eu am ochii verzi și orice înseamnă ciclam roz sau nuanțe din acestea de roșu-roz îmi scot ochii foarte mult în evidență. Așa că dacă aveți cumva ochii verzi, să știți că este un look care o să
vă scoată și mai mult ochii în evidență. Vă dați seama că dacă vreți să cumințiți acest machiaj, tot ce trebuie să faceți este să renunțați la ruj, încercați, să zicem, un gloss transparent sau un gloss mai rozaliu, un ruj nude sau chiar și un balsam de buze. Până la urmă, să fim serioși. Cam asta este. Sper că vă place, sper că vi s-a părut interesant. Dacă mai vreți tutoriale de machiaj, dați like acestui clip și de asemenea, dacă aveți sugestii de tutoriale sau sugestii de clipuri, lăsați-mi un comentariu și o să mă ocup eu acolo de ele. Orice fel de întrebare, la fel, lăsați-mi un comentariu și o să vă răspund. Între timp, nu uitați să intrați pe Instagram, pe blog și pe Facebook și noi o să ne revedem joi, mereu uit, joi, cu un nou clip. Pa, pa!